vreau să vă felicit înainte de toate pentru distinția primită în Franța. Da, înțeleg că sunteți cavaler al Legiunii de Onoare. Da, da, ne mândrim cu el, pentru că e român de-al nostru. Îmi pare foarte bine că ați revenit în acest platou de care vă leagă amintiri calde. Așa este. Vă aduceți aminte ce s-a întâmplat aici? Momente emoționante cu ani în urmă. Nu spun mai mult, las imaginile să vorbească. Priviți spre acel ecran. Ascunsă între blocuri, aici foarte aproape de televiziune, e o biserică foarte intimă și oamenii se strâng acolo împreună, vin din toate direcțiile din București. Echipa noastră va merge acolo după emisiune și dacă vreți, puteți să vă alăturați nouă. Mulțumesc foarte mult! Ne-ar face mare plăcere, dar vreau să știți doar că am aranjat să vină și un prieten al dumneavoastră. Un prieten foarte bun, poate cel mai bun, pe care nu l-ați văzut de 5 ani. E mama dumneavoastră, care a venit aici, din Palestina. Au trecut ani. Ați rămas aici, ați făcut multe pentru această țară și sunt onorată să fiți prima personalitate pe care o admirăm cu tot sufletul și care vrem să-i oferim, ceea ce pentru noi înseamnă foarte mult. E un simbol, dar sper să-și găsească locul în biroul dumneavoastră, dar și în sufletul dumneavoastră. Trofeul prețuiește viața. Domnul doctor Raed Arafat. Nu am cuvinte să vă mulțumesc pentru tot ceea ce faceți pentru noi, pentru România. Îmi doresc să aveți ani mulți și buni și să vă așezați, știu eu, luni, mâine, la un birou care să arate poate un pas mai elegant, pentru că am așa un cadou simplu, dar elegant, într-adevăr, pentru dumneavoastră. Deschideți porțile, vă rog, o să vreau să ne întoarcem. Ceea ce vedeți pe birou vă aparține. Vă rog să vă așezați puțin. Da? Da, vă rog să vă așezați. Precum vedeți, aceste piese sunt personalizate. Sunt piese foarte serioase. Ele sper să-și găsească locul pe biroul dumneavoastră. Vă mulțumesc din suflet. O seară bună. Sănătate, că e mai bună decât toate. Ne-o aduceți dumneavoastră, dar vă dorim și noi. Dumneavoastră, numai bine. Raed Arafat, trofeul prețuiește viața.